De la 1 iulie, costul facturii la energie electrică ar putea crește cu 2% după ce guvernul Ponta a introdus taxa pe stâlp. Potrivit estimărilor, Hidroelectrica trebuie să plătească în acest an 163 de milioane de lei impozit pentru construcțiile speciale. Costurile pentru nuclear electrica sunt evaluate la aproximativ 100 de milioane de lei. Taxa pe stâlp, care urmează să fie inclusă în preț, ar avea o influență în tariful final între 1,4% și 2,4%. Astfel, noul impozit ar lovi tot în buzunarul celor care își plătesc facturile. Ar fi scump pentru pensiile noastre mici. E scump. Mai suportați o majorare? Cred că nu. N-ar mai fi trebuit să mai majoreze. Că e destul de scump. Plătim o sumă de bani. Mulți de tot plătim. Înseamnă că ne termină de tot ne termină. La o pensie de 4 milioane, ce pot să mai plătesc eu cât e de sum curentul? Ne termină de tot. Cât a fost ultima factură? Păi am dat, mi se pare că 1.800.000 sau 2 milioane. Ce fac atunci? Cu ce mai trăiesc? Vai de suportatul nostru. Vai de suportatul nostru. Ce să mai suportăm când ne-a băgat cu toate nebunile și toate... M-a băgat văduvă și să plătesc televizorul și radio. Păi de unde să plătesc din 500 de lei? Cât a fost ultima factură la curent? Acum a fost. Cât? Am avut 1.550.000. Asta e situația. N-avem... Ultima dată la curent? Pe trei trimestre, că vine defalcat, am 1.200.000. 120 de lei. E mult, e puțin? E cam mult, dar asta e. De la 1 iulie, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie crește și prețul gazelor. Populația și micii consumatori vor plăti cu 2,5% mai mult, iar factura companiilor va urca cu 1,5% pentru că au crescut importurile de gaze din Rusia.